Victor Plutașu, elev al Colegiului Național Dimitrie Cantemir din Onești, olimpic național la istorie, și-a lansat joi 2 februarie la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești prima sa carte, Începuturile Regalității Orientale. Mai multe în minutele următoare. Misiunea istoricului este de a reconstitui trecutul, cât mai fidel, cât mai aproape de adevăr, dacă să ne gândim. Începutul Regalității Orientale e un subiect deloc abordat de istoria, de istoriografia noastră, de fapt, de istoricii noștri. Și când vorbim despre Sumer și Egipt, ne referim la primele două civilizații. Din punctul meu de vedere, sunt mai mulți factori care îngreunează căutarea adevărului istoric. Istoria este o știință exactă, din punctul meu de vedere. Avem de-a face cu documente, izvoare, scrise, nescrise și așa mai departe. Însă, istoricul trebuie să le analizeze și să își dea cu părerea până la urmă. Speculația istorică nu este o invenție, ceva fantastic, ceva fabulos. Este doar, e un proces de deducție logică, care pornește de la un temei palpabil, material, izvoarele istorice, și avansează către anumite deducții, către anumite ipoteze, teorii. Asta e misiunea istoricului. Totuși, nu putem atinge adevărul absolut. Niciodată. Nimeni, niciun om, cel puțin, nu deține și nu poate și nu va deține niciodată adevărul absolut. Însă, istoricul trebuie să se apropie cât mai mult și cât mai bine de adevărul absolut. Nu-l poate atinge, dar cât mai sus. Și aici intervin mai mulți factori care ne-au bântuit și istoria noastră 200 de ani, sau chiar mai bine de atât. Doi factori care împiedică această ascendență către adevăr. Naționalismul, care trebuie să fie diferențiat de patriotism. Patriotismul este iubirea față de țară și față de neam. Și este un lucru foarte bun, mai ales în zilele noastre. Însă naționalismul este cu totul altceva. E o diferență foarte fină, o treaptă foarte mică între patriotism și naționalism. Naționalismul deja devine ceva patologic. Deja deviază în xenofobie, rasism, antisemitism și așa mai departe. Și aceste lucruri trebuie evitate pe cât posibil, mai ales de un cercetător științific, cum sunt istoricii. Al doilea factor este ignorarea unor cercetări, unor studii. În manualele de istorie încă se vorbește despre cele două civilizații originale, Sumerul și Egiptul. Din păcate, pentru manualele de istorie și pentru cărțile de istorie, încă din secolul trecut sunt diferiți cercetători, atât străini cât și români, care au adus argumente împotriva acestei ipoteze greșite. Nimeni se crede că civilizația sumeriană și egipteană sunt două civilizații diferite, care s-au dezvoltat în paralel, independent una de cealaltă. Este o ipoteză falsă. Au foarte multe legături între ele. Și eu nu am adus, nu am inventat, nu am propus pentru prima oară această teorie. Cartea mea are rolul doar de a o întări.